Salutare tuturor și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi o să vă arăt mașini fabricate după 2018-2019 care se vând la niște prețuri cât se poate de bune la diferite autohouse-uri din Germania. O să vedeți atât mașini mai ieftine cât și ceva mai scumpe, pentru că da, am încercat să găsesc o gamă cât se poate de diversificată. Înainte să începem, după cum bine știți, nu uitați să dați un like la acest videoclip, iar în cazul în care nu sunteți abonați, să apăsați și pe butonul de subscribe. Astăzi vreau să începem cu această Mazda 3 din 2019, o mașină foarte interesantă din punctul meu de vedere, care de altfel, o să vedeți imediat, aș putea spune că și-a păstrat foarte bine prețul pe piață. Este o mașină, cum am spus, interesantă, care arată bine și o să o verificăm imediat și pe car vertical ca să vedem ce informații găsim despre această Mazda 3. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți și voi despre modelul de față. Vine cu jantele originale pe 18, cu anvelope care sunt aproape noi, interiorul arată foarte bine, normal, are clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, senzor de ploaie și de lumină, lane assist, cititor pentru semne de circulație, are și farurile full LED, deci da, este și o mașină clar bine echipată, are și senzor de parcare față-spate. Vine cu motorul 2000 benzină hibride, 180 de cai, are 57.000 de km, iar acum haideți să verificăm rapid pe car vertical. Bun, avem raportul car vertical pentru această Mazda 3, doar că din păcate au fost depistate ceva accidente, dar în schimb nu a fost mașină de taxi, nu a fost furată și nu are probleme la kilometraj. A avut lucrări de întreținere, dauna detectată în 2021, a avut lucrări de întreținere și da, diagrama kilometrajului zic eu că este una destul de bine desfășurată pentru o mașină din 2019. În 2022, luna 10, mașina avea 57.000 de km, iar în legătură cu daunele, mașina a avut o daună între 1.500 și 3.000 de euro la ușa din stânga față. Pentru o mașină nouă nu este o daună foarte mare, adică cel mai probabil a fost vorba doar despre, nu știu, hai să spunem, o înlocuire de ușă sau o revopsire. Nimic grav în orice caz. Vă reamintesc, aveți un link în descriere cu 20% reducere pe car vertical sau dacă folosiți codul AUTORULATE. Nu uitați să verificați mașina înainte să o cumpărați, nu după aceea, pentru că poate fi prea târziu. Ați văzut și voi, totul este în regulă, iar preț 22.500 de euro. Aici avem un Hyundai i30 din 2017, versiunea N. Este o versiune foarte interesantă, un concurent direct aș putea spune pentru Golful 7 GTI. Mașina de față, în orice caz, o poți cumpăra la un preț, zic eu, destul de corect dacă ne raportăm la ce oferă. Este o mașină cu aproximativ 270 de cai, are și evacuare sport, stopuri pe LED, senzor de parcare față-spate, vine cu aceste jante superbe pe 19, cam așa arată în interior, avem scaune sport semipiele, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, cititor pentru semne de circulație, are și farurile full LED, senzor de parcare față-spate, fiind în versiunea N, aș putea spune că este un i30 aproape full option. Vine cu motorul 2000 benzină de 275 de cai, are 56.000 de km, iar prețul cerut este de 24.000 de euro. Următoarea mașină ar fi acest Passat B8 din 2019, deci este versiunea cu facelift și da, prețul cerut pe acest Passat este unul, zic eu, cât se poate de corect dacă ne raportăm la prețul pentru un Passat B8 din 2015-2016. Unul în stare bună ajunge și la 15.000-16.000 de euro. Deci da, să spun, prețul cerut pe Passatul de față, o să vedeți imediat, este unul cât se poate de corect. În orice caz, o să aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, cutie de viteze DSG, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, normal, are și senzor de ploaie și de lumină, are și farurile full LED, senzor de parcare față-spate, deci este un Passat B8 decent echipat. Haideți să vedem rapid specificațiile. Vine cu motorul 1.5 benzină de 150 de cai, are 61.000 de km cu un istoric complet, aveți și seria de șasiu dacă vreți să o verificați pe car vertical cu 20% reducere, iar preșerut aproape 23.000 de euro. Aici avem un Seat Arona din 2020 cu aproximativ 20.000 de km la bord.
Știu că este o mașină neinteresantă pentru mulți, doar că totuși dacă ai un buget ceva mai redus și vrei o mașină cât se poate de nouă, cu un kilometraj cât mai mic, cu siguranță merită să te uiți la un model ca acesta. Clar, este un crossover foarte, foarte potrivit pentru oraș, doar că în același timp îți oferă și ceva spațiu la interior față, nu știu, de un Seat Ibiza, spre exemplu. Haideți să vedem și interiorul. Cam așa arată în interior. Vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, la fel lane assist, cititor pentru semne de circulație, senzor de ploaie și de lumină, are și farurile full LED, deci ce poți să vrei mai mult de atât de la o mașină din gama aceasta. Vine cu motorul 1 litru benzină de 90 de cai, are 22.000 de km cu un istoric complet, inspecția tehnică este nouă, iar preșerut 14.900 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem un model foarte interesant din punctul meu de vedere și mai exact un Ford Puma ST din 2020 cu aproximativ 30.000 de km la bord. Mare atenție, nu este pachetul ST-Line, este un ST veritabil. O să vedeți imediat o mașină care are ceva căluți sub capotă și într-adevăr acest pachet sport face ca mașina să arate foarte, foarte bine. Are și evacuare sport, senzor de parcare pe spate, vine cu jantele originale pe 19 cu anvelope aproape noi. Cam așa arată în interior, vine cu scaunele sport de la Recaro încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, are și trapă, normal, senzor de ploaie și de lumină, lane assist, are și farurile full LED, senzor de parcare, cum am spus, față-spate, plus asistență la unghiul mort. Vine cu motorul 1.5 benzină de 200 de cai, are 29.000 de km, inspecția tehnică este nouă, are și sistem audio de la Bang & Olufsen, iar preț aproape 26.000 de euro. Aici avem o Kia Proceed din 2016, care o să vedeți imediat, se vine la un preț foarte bun și da, aș putea spune că este cea mai veche mașină din videoclip, chiar dacă este din 2016. În orice caz, dacă ai un buget redus și vrei o mașină cât se poate de nouă, mașina de față merită cumpărată. Da, într-adevăr, este în varianta coupe, doar că din punctul meu de vedere arată foarte bine. Nu o să vezi așa ceva în fiecare zi. Are și pachetul GT-Line la exterior, cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, încălzire în volan, are și trapă, pilot automat, senzor de ploaie și de lumină, are și farurile cu xenon și, cum spuneam, pentru cei care nu ați fost atenți, are și pachetul GT-Line la exterior. Vine cu motorul 1.6 diesel de 136 de cai, are 175.000 de km, iar prețul cerut este de 8.900 de euro. Chiar sunt foarte curios dacă credeți că merită. Aici avem un Seat Ibiza din 2019 cu aproximativ 4.000 de km la bord. Deci da, putem spune că este o mașină nouă, doar că din păcate în România cel puțin mașinile din clasa aceasta sunt destul de subapreciate, mai ales dacă vorbim despre niște mașini mai bine echipate, care normal au și prețurile ceva mai mari, cum de altfel este pentru Seatul de față. Vine cu jantele originale pe 17, în orice caz mai primiți încă un set. Cam așa arată în interior, are scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, are și trapă, senzor de ploaie și de lumină, lane assist, farurile full LED, senzor de parcare față-spate și da, are și pachetul fere la exterior. Haideți acum să vedem prețul și să-mi spuneți voi dacă merită sau nu. Vine motorul de 1 litru benzină de 95 de cai, cum spuneam, are 4500 de km, aveți și seria de șasiu dacă vreți să o verificați pe car vertical, iar preșerut 18.300 de euro. Ce ziceți? Următoarea mașină ar fi acest Renault Megane din 2020 cu aproximativ 40.000 de km la bord, o mașină care cu siguranță merită fiecare bănuț, pentru că o să vedeți imediat, se vine la un preț cât se poate de corect. Doar cu toate astea, în România din nou, cât și în Germania, este o mașină destul de subapreciată, chiar dacă îți oferă spațiu, îți oferă dotări și da, din punctul meu de vedere arată și bine. Vine cu jante din tablă pe 16 cu anvelope care sunt aproape noi. Cam așa arată în interior, are încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, pilot automat, ceasuri de bord digitale, deci este un Renault Megane, zic eu, cât se poate de decent echipat. Normal, dacă vrei mai multe dotări, plăteai în plus. Vine motorul 1.5 diesel de 116 cai, are 46.000 de km, inspecția tehnică este nouă, iar preșerut 16.000 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem o Dacia Logan din 2019, care zic că merită un like din partea voastră, pentru că totuși vorbim de un model autohton.
În Germania, da, Dacia Logan s-a vândut doar în varianta combi, în varianta sedan nu s-a comercializat oficial cel puțin, pentru că nu se caută. V-am mai spus asta de multe ori, în Germania se caută mașinile combi, cum în România se caută mai mult mașinile sedan. Are niște jante aftermarket pe 15, cu anvelope aproape noi, cam așa arată în interior, vine cu aer condiționat, 4 geamuri electrice, navigație, comenzi pe volan, limitator de viteze. Știm cu toții, această generație de Loganuri, din păcate, nu prea a excelat din punct de vedere al dotărilor. Vine cu motorul de 1 litru benzină de 90 de cai, are 36.000 de kilometri cu un istoric complet, iar preșterut 11.400 de euro. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți, merită cumpărată sau nu. Aici avem un BMW Serie 3 din 2019, care o să vedeți imediat, se vinde la un preț foarte bun. Într-adevăr, nu este un Serie 3 full option, doar că pentru prețul cerut îți cumperi un BMW cu aproximativ 40.000 de kilometri la bord de la o reprezentanță Renault. Deci poți să fii 100% sigur de istoricul mașinii. Da, este în varianta combi, doar că din punctul meu de vedere arată foarte bine. Are jantele originale pe 17 cu anvelope în stare foarte bună. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan. Are și plafonul panoramic, ceasuri de bord semi-digitale și nu știu dacă ați observat, are cutie de viteze manuală. În orice caz, o combinație foarte, foarte interesantă. Are și farurile, normal, full LED. Haideți să vedem acum specificațiile și, normal, prețul. Vine cu motorul 2000 diesel de 190 de cai, are 45.000 de kilometri, iar preșterut 25.000 de euro 900. Aveți și seria de șasiu dacă vreți să o verificați. Aici avem un Audi A5 Sportback din 2019, vândut chiar de către reprezentanță, deci poți să fii 100% sigur că îți cumperi o mașină într-o stare cât se poate de bună. Într-adevăr, poți să găsești un model ca acesta și la 19.000-20.000 de euro, doar că, din punctul meu de vedere, nu merită riscul, pentru că, pentru o diferență relativ mică, îți poți cumpăra, cum am spus, o mașină de la reprezentanță, un Audi A5 foarte ok. Cam așa arată în interior, vine cu scaunele sport încălzite, are clima automată, navigație, volanul sport cu comenzi pe el, cutie de viteze automată și, nu știu dacă ați observat, are și pachetul S-Line la exterior, are pilotul automat adaptiv, farurile full LED, senzor de parcare față-spate, deci da, este și un Audi A5 bine echipat. Vine cu motorul 2 litri benzină turbo de 150 de cai, are 58.000 de kilometri cu un istoric complet, dacă vreți puteți să o verificați și pe car vertical, aveți seria de șasiu, iar preșterut 27.000 de euro. Ce spuneți, merită acest Audi A5? Și ultima mașină pe astăzi ar fi această Kia Ceed din 2021, care, da, are o culoare de-a dreptul superbă la exterior. După cum bine știți, dacă ați ajuns și până aici, nu uitați să dați un like la acest videoclip, pentru că ajută algoritmul YouTube și, normal, să lăsați în secțiunea de comentarii ce mașină v-ați cumpăra voi de astăzi. Știu, majoritatea au avut prețurile ceva mai ridicate, doar că ați văzut și voi, am vorbit despre niște mașini cât se poate de noi și majoritatea au fost doar de la reprezentanțe de încredere. Cam așa arată această cheie în interior, vine cu încălzire în scaune, încălzire în volan, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, cititor pentru semnele de circulație, deci da, este și o mașină bine echipată, are farurile full LED. Vă reamintesc, aveți un link în descriere cu 20% reducere pe car vertical, aruncați o privire puțin mai jos. Vine cu motorul 1.5 benzină turbo de 160 de cai, are 23.000 de kilometri, iar preșterut 24.000 de euro 500. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați de un like și ne vedem data viitoare.